Prin școala altfel și elevii claselor a 8-a din școlile Târgu Mureșene pot să interacționeze cu cei de la Colegiul Economic Transilvania implicați în cele 6 firme de exercițiu, dar și în micile companii create de elevii claselor a 10-a și înființate în decursul acestui an. Prin aceste elevi au posibilitatea de a-și dovedi priceperea în domeniul antreprenoriatului. În cadrul săptămânii școala altfel, desfășurăm și alte activități de promovare a școlii și, în primul rând, o săptămână în care și clasele a 8-a pot să vină să ne viziteze. E o zi a porților deschise, luni și urmează și marți, de asemenea, prezentarea a școlii. Zi în care, ca în fiecare an, prezentăm și lansăm noile firme de exercițiu înființate în acest an. Un număr de 36 de companii mici au fost înființate la inițiativa elevilor din clasele a 10-a din cadrul Colegiului Economic Transilvania. Școlarii s-au organizat în echipe pentru a-și dovedi creativitatea în afaceri cu ajutorul unui târg de servicii proprii. Activitățile nu se opresc aici. La inițiativa Primăriei Târgu Mureș, Colegiul Economic Transilvania va promova școala profesională. Conducerea colegiului va organiza un târg educațional în care vor fi prezentate specializările specifice. Vom prezenta specializările noastre și în mod special acesta venim și cu prezentarea firmelor de exercițiu, deci cele 6 firme de exercițiu prin rotație vor fi prezente la târg, astfel ca și vizitatorii să înțeleagă mai bine metoda de predare firma de exercițiu. Pe lângă toate aceste activități, elevii vor participa la competiții, cercuri de matematică, iar cei de clasa 12-a vor vizita universitățile din județ.